Bine v-am regăsit! Iată, toamna vine la Cluj cu multe evenimente interesante, pline de experiențe și de experimente muzicale inedite. Ei bine, muzica clasică își dă mâna cu rock, folclor românesc se combină cu fado, iar vioara electrică ne ajută să descoperim muzica lui Bach într-o manieră nouă. Ei bine, vorbim despre Cluj Symphony Experience, care începe în 22 septembrie. Și se termină pe 24. Cu cine aș putea să vorbesc despre acest subiect decât cu organizatorul evenimentului, și anume cu Flavius Buzilă. Bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! Mulțumesc frumos de invitație! Flavius, spune-mi cine sunt capetele de afiș și ce alte evenimente adiacente mai faceți voi? Nici nu am zis unde este, în Parcul Etnografic din Cluj. Parcul Etnografic din Cluj. De fapt, e prima ediție pe care o organizăm acolo. Noi suntem la ediția cu numărul 7, dar primele 6, cum am mai spus, au fost mai mult stradale. Am dus muzica așa în mijlocul oamenilor, în Piața Unirii, în Piața Muzeului, în tramvai, în autobuze electrice. Oamenii s-au mai întâlnit cu noi și sunt sigur că își amintesc. Am cântat cu mașini, am cântat pe lac. Întreg festivalul are conceptul de inovație, de a veni cu experimente, cu lucruri pe care oamenii nu le-au mai văzut. În primul rând ne provocăm pe noi, pe artiști și echipele de organizare, și apoi provocăm pe oameni să vină să asculte, să vadă și altceva sau să vadă trupele favorite într-o cu totul altă manieră, cum nu au mai văzut-o. Și ne-am propus să fie o ediție grandioasă, așa, cea mai mare de până acum. Și eu zic că ne și iese, pentru că avem Cargo Simfonic 22 septembrie, vineri seara, alături de Orchestra Filarmonică și de Stat Transilvania și de Corul Filarmonic și de Stat Transilvania, adică vor fi peste 80 de oameni pe scenă. Sunt fericit să anunț că avem unul dintre cele mai bune sisteme de sunet din țară la acest festival, pentru că avem nevoie să sune foarte bine. În a doua seară, tot pe scena principală, avem Subcarpați Simfonic. Uite, are niște băieți interesanți care au acceptat provocarea să cânte cu o super orchestră simfonică. Asta vreau să te întreb, cum crezi că se va combina Subcarpați cu Orchestra Filarmonică? Să știi că din ce am văzut la repetiții, extraordinar de frumos. Adică toți au fost extrem de creativi, orchestrațiile sunt foarte bune și mă bucur că atât Filarmonica cât și băieții au fost extrem de deschiși să colaboreze și cred că asta e un lucru foarte bun. Toată lumea are de câștigat din asta și mai ales publicul. În a treia seară, rock alternativ cu Alternosfera și proiectul Teatrol. Ei, într-adevăr, au mai fost la Cluj cu proiectul Teatrol la Opera Română, dar într-o formulă foarte restrânsă, adică cu quartet, ceva de cameră. Acum sunt cu orchestră, e cu totul și cu totul altceva, vin cu o altă formulă și va fi totul mult mai mare, mult mai grandios. Și băieții au pregătit un show excepțional, inclusiv vizual. Sunt foarte fericit că toți artiștii au fost extrem de cântați și de entuziaști de idee și de concept. Eu mă bucur că la Cluj, uite, avem un festival care este unic în țară, care propune așa ceva, ca artiștii să vină să cânte cu orchestre simfonice, dar și în alte formule diferite. Și exact cum spuneai, astea sunt doar așa, să spunem, capetele de afiș la scena principală. Concertele se întâmplă de la ora 8 seara. Dar până atunci avem o grămadă de alte activități, pentru că am spus că pe conceptul ăsta putem veni cu foarte multe idei și mă bucur că am ales spațiul de la Parcul Etnografic, pentru că, cum se spune la noi la Cluj, mergem în verde, nu? În Transilvania, în general. Am văzut că și clujenii, cum prind un weekend cu soare și mai este iarbă pe jos, zbang, direct la verde, știi? Ei, vreau să te întreb, care ar fi evenimentul tău preferat dintre tot ce se va întâmpla? O să trecem puțin prin ele la un moment dat. Care crezi că te va încânta cel mai tare pe tine? Hai să o luăm invers. Ce ți-a atras ție atenția? Ei, Bach electrică, l-am și spus în intro, și anume o incursiune cu vioara electrică și efectele ei speciale în muzica lui Bach cu violonistul trupei Hara, pentru că, exact, iată, așa te avem aici alături de noi, Mihai Andrițcu. Ei, cum v-a venit ideea asta? Ideea a pornit de la Mihai. Eu le-am dat provocarea și băieților mei. Am spus, dacă vreți să veniți cu un proiect la Cluj Symphony, ceva foarte interesant și creativ, aș fi foarte bucuros să vă am acolo. Lumea ne întreabă și pe noi, știind că eu sunt organizator, de ce nu e și Hara cu un show. Și am spus că ne ținem boi, cum se spune, până la anul, pentru că împlinim 25 de ani de activitate, și atunci am spus că e un moment mult mai potrivit să sărbătorim atunci în maniera asta, tot așa un concert foarte mare și cu orchestră simfonică și cu mulți invitați. Iar Mihai a venit cu o super idee, el fiind și prim violonist la Filarmonica din Sibiu,
Are și o formație clasică foarte bună și a propus să vină cu linii celebre din muzica lui Bach, dar pe vioara lui, cu care cântă și cu hara, vioara electrică, cu care se joacă foarte frumos, cu efecte, cu distorsuri, adică de multe ori nici nu-ți dai seama că e vioara, așa sună. El este un tip foarte creativ și talentat și sunt convins că o să iasă o chestie foarte tare. Eu am văzut doar o parte din proiect și mi-a plăcut foarte mult. Și mai sunt tot acolo, astea se întâmplă la chill-out stage, adică cumva scena secundară, care în interiorul unei curți, cum sunt curțile de la parcul etnografic, o curte țărănească foarte frumoasă și acolo... Care riscă să devină neîncăpătoare. Neîncăpătoare, așa e, așa e. Am emoții cu asta, sincer, că foarte multă lume vrea să vadă aceste experiențe. Altceva ce mi-a atras atenția a fost hai să ne dăm filme. O experiență mi-a foarte mult, mi-a plăcut în primul rând de numele. O experiență unică în care participanții urmăresc 3 scurtmetraje de film mut în care trupa Zephyrus, pian și vioară, interpretează live coloana sonoră într-o manieră unică. Întotdeauna când mă gândesc la film mut, mă gândesc la un pian pus într-un colț, într-un cinematograf. Exact. Cu asta ați rupt toate barierele cu ideea asta. Da, dacă ne ducem înapoi în timp, la începutul cinematografiei se practica cu orchestră. Bine, doar în cine își permitea. Când se lansa un film, și pentru că erau filme mute, pentru a aduce totuși atmosferă, sunet și așa, se mai punea orchestră lângă. Ei, vă dați seama cum sună film mut, unde nu doar coloana sonoră, adică toate sunetele care, știi cum era și la Tom și Jerry cu cu pianul care cade pe scări. Care cade pe scări, cu tot felul de sunete. Plus că, din ce am văzut, 2 din cele 3 filme mute sunt comedii. Adică sunt făcute să ne și facă să râdem coloana sonoră. Fetele la fel sunt foarte bune, foarte creative. Și o să ne și distrăm și o să ne și placă foarte, foarte mult. Da. Deci va fi o experiență din nou inedită și unică. Revenind la Filarmonica de Stat Transilvania, care iată este acum alături de voi în mai multe feluri decât ne-am putut imagina, mi-am adus aminte că această filarmonică a cântat alături de Deep Purple. Exact. Și nu, ei practic nu sunt la prima lor faptă de acest fel, și la Electric Castle l-au cântat, cred că cu Vița de Vie, așa. Da. Și văd că aveți aici o zonă, aici vreau să ajung, o zonă dedicată muzicii clasice. La ce v-ați gândit voi? Acolo, zona se numește, ne-am jucat și acolo cu cuvintele, Back to Bach, știi? Back to Bach, cum se vede. Nu e vorba numai de Bach, dar ne-a plăcut cum sună și am zis că ar fi o incursiune foarte bună în muzica marilor maestri a muzicii clasice, dar cântată tot așa într-o atmosferă foarte intimă. Este o curte chiar și mai mică, dar extrem de pitorească și de frumoasă, care avea multe locuri unde se poți să stai, să te relaxezi, și avem acolo o pianină unde vin muzicieni care din când în când cântă linii celebre din opera marilor compozitori ai muzicii clasice. Și aceasta este curtea Back to Bach, unde mergi, savurezi ceva, stai pe un covoraș cu cineva și asculți o super piesă de Beethoven sau de Mozart, poate, sau la pian, sau descoperi ceva ce poate nu știi. Mergem de la muzică clasică la cea tradițională. Văd că aveți de la fado simfonic la folclorul românesc. Asta vreau să ne mai spui. Ce se va întâmpla acolo? Aici e o poveste foarte interesantă, pentru că artista care susține concertul se numește Adriana Berezovski, cu care ne-am și împrietenit foarte mult în ultimul timp. Noi mai râdem că spunem că eu am descoperit-o pe străzi. Asta a fost expresia mea. Nu, ea este o artistă foarte, foarte bună și a studiat foarte mult, dar cântă în fața unui restaurant portughez din Cluj. Avem așa ceva, am descoperit în Cluj că avem și așa ceva și evident cântă fado. Eu, sincer, până la ea n-am auzit niciun artist din afara Portugaliei să interpreteze fado atât de frumos. Pur și simplu mi se ridica părul pe mână când am trecut. Eu așa am descoperit-o pe Adriana, trecând pe stradă, în centrul Clujului undeva, și are acolo program din când în când, mai ales când cei de la restaurant pregătesc ceva special de ziua Portugaliei sau... Și mi s-a părut extraordinar și toată lumea se oprea să-i facă poze, să o filmeze și așa mai departe. Așa am descoperit-o pe Adriana, după care am văzut că și ea provine din Republica Moldova, exact ca și violonistul meu, și că de fapt ei sunt prieteni foarte buni și că au studiat împreună, că se știu, au și cântat împreună. Ei, și atunci mi-am dat seama că, wow, zic, uite ce artiști faini avem în România în general și în Cluj, hai să-i punem la treabă.
Și i-am propus să vină cu un spectacol de fado simfonic. Și atunci a spus, da, stai, nu se pare mai interesant să trecem prin mai multe mărgăritare din popoare. Și am zis, și mai frumos. E și frumos și numele, da, mărgăritare din popoare. Da, exact. De fapt, asta face. Trece de la fado simfonic cu niște super muzicieni, deci chiar vă recomand să nu ratați concertul, până la folclor românesc, până la piesele ale Mariei Tănase, reinterpretate. E absolut superb. Și pentru că ai spus de artiști din Republica Moldova, am văzut că aveți muzicieni alături de filarmonică, veniți din Chișinău, sau greșesc? Da. Ei vin împreună cu băieții de la Alternosfera. Ei sunt înconjurați acolo de mulți muzicieni foarte talentați. Eu am cunoscut foarte mulți muzicieni talentați din Republica Moldova și din Chișinău, în special. Și asta aici a fost și un argument practic, pentru că a fost, pentru ei fiind în Chișinău, a fost mult mai simplu să repete acolo și aici doar să facem repetițiile generale. Și atunci am găsit formula asta și am zis că mi se pare și mai interesant, că până la urmă, uite, primim și o mini-orchestră din Chișinău care vine la Cluj Symphony Experience. Și pe final aș vrea să ne povestești puțin despre celelalte activități, zona de relaxare. Am văzut ce este fântâna dorințelor. Asta vreau să-mi spui, ce este fântâna dorințelor. Târg de vinuri, am înțeles. Ateliere, târg vintage, activități pentru copii, copacul, și asta vreau să știu, copacul vieții și cooking symphony. Deci copacul vieții și fântâna dorințelor, ce sunt ele? Hai să începem cu copacul vieții. Știi că avem expresia asta, copacul vieții, știi? Dar e peiorativ, copacul vieții. Da, atunci acolo e peiorativ. Aici la noi nu este. Am putea să luăm ca model celebru copac al vieții sau al strămoșilor din Avatar. Și Ewa, cum spun ei acolo. Și văzând copacul ăsta, când ne-am dus în prima prospecție pentru festival, este un copac imens, chiar la intrare undeva în stânga, între două căsuțe, și am spus, wow, ăsta e copacul vieții. Adică asta a fost prima expresie când l-am văzut, și am spus colegii, da, chiar, hai să facem un copac al vieții. Și toți am început să creăm, să punem, să așa, și am spus, dacă tot îl facem, hai să-i facem și un ritual în fiecare seară. Și practic în fiecare seară la 7:30, dacă veniți în jurul copacului vieții, o să descoperiți tot felul de surprize. Fiind surprize, nu pot să vi le spun, dar se întâmplă chestii interesante acolo, plus un mic ritual în care se aprind luminițele, pentru că el este luminat, are felinare, are decorațiuni în el. Ne-am inspirat și din vechile obiceiuri ale românilor din chestia asta, pentru că știm că în multe sate românești se decorau copacii cu tot felul, și la Paște și cu alte sărbători și așa mai departe, cu tot felul de credințe și de mărțișori și așa mai departe. Și ne-am inspirat puțin și din tradițiile românești și am găsit formula asta, să-i spunem copacul vieții, unde oamenii se întâlnească, să-și pună niște gânduri, să se conecteze, să-și dea întâlnire cu prietenii, să-și facă fotografii, iar fântâna dorințelor este puțin mai încolo, unde noi așa simțim că se îndeplinesc dorințele și că până la urmă în viață totul pornește de la o dorință și de la un gând. Și până la urmă și neuroștiința ne arată că dacă insiști foarte mult pe un gând și îți dorești foarte mult ceva și faci tu niște vizualizări, chiar și așa cu ochii deschiși, știi, visezi cu ochii deschiși, cum se spunea la noi, el ajung să se împlinească. Pentru că în fântână nu putem avea apă, că ea este fără apă, am simulat apa cu niște pânze foarte interesante care vor susține dorințele. Așa că vă chemăm acolo să vă puneți dorințele, pe unele cred că o să le și premiem, că sunt sigur că o să fie foarte interesante. Deci nu aruncăm bani, ci aruncăm niște dorințe, da. Niște hârtiuțe cu dorințe, da. Bun. Exact. Asta este fântâna dorințelor. Și toată zona, toată curtea de fapt în care este fântâna dorințelor, este o curte a dorințelor, se numește Make a Wish. Deci acolo ne întâlnim să ne dorim lucruri. Pentru că de la asta pleacă orice, fiind și chiar la intrarea în festival, de acolo pornim călătoria prin festival, după care descoperim toate celelalte curți, pentru că de fapt fiecare curte e un alt univers. O avem minunăție și curtea... de eveniment aveți voi acolo, te rog. Nouă ne place să fim creativi și sperăm că și oamenilor o să le placă să descopere. Din răspunsurile pe care le-am primit de la oamenii care au cumpărat bilete, toți par foarte încântați și abia așteaptă, asta ne spun. Și mă bucur, pentru că știm și noi că trăim în general acum într-o lume în care cam toate seamănă cu toate. Dacă te duci la două festivaluri, de multe ori poate vezi numai sigla schimbată, dar vezi practic același lucru, numai un pic poate schimbat sau în altă locație, același fel de a pune problema, același fel de a pune trupe pe două sau trei scene și trupe care vin una după alta, și cam asta e, știi?
Noi am vrut să ieșim puțin din tiparul ăsta și de asta am spus, ok, ne facem două scene, una foarte mare și grandioasă și puternică, una intimă, drăguță, de conectare, pe chill, pe stare, pe visare, pe meditație și foarte multe zone în care să poți să intri într-o călătorie. Pentru că noi avem stări, suntem oameni, nu? Și nu simțim toți la fel în același moment. Și atunci vrem să găsești ceva pentru starea ta, indiferent care ea în festivalul ăsta. Te simți poate mai copilăros, te duci în zona kids zone, vrei să te relaxezi, te poți pune sub niște copaci. Eu mi-am luat și o pară în cap, apropo că am stat acolo. Vorbesc serios, deci nu e o glumă. Pică pară mă lăiată. Da, exact, exact. Eu am fost nătăfleață în cazul ăsta. Dar m-am bucurat, efectiv mi-am adus aminte de curtea lui bunica, am spus asta în toate interviurile, pur și simplu mi-am adus aminte de cum mergeam în grădina bunicii și stăteam acolo printre meri, printre peri, struguri toamna și așa mai departe. Exact asta este atmosfera și mi se pare că avem nevoie și natura te și îmbie la conectare. Îți vine să stai cu prietenii în verde, că tot vorbeam, nu? Să te simți bine, să bei ceva, să stai la o discuție, să asculți în primul rând o muzică mișto și să mai trăiești și alte experiențe. Bun, pentru aceste experiențe foarte frumoase, să reamintim, de vineri 22 septembrie până duminică 24, în parcul etnografic va fi Cluj Symphony Experience. Experience. Flavius Buzilă, mulțumesc foarte frumos pentru toate informațiile și să ne vedem acolo. Ne vedem acolo și eu mulțumesc tare mult pentru invitație și vă aștept cu mare drag. Și vouă vă mulțumesc că v-ați uitat la noi. Ne vedem pe net.